Poți să fii în cea mai fericită etapă a vieții tale și depresia tot reușește să-și bage coada să te dea peste cap. Haideți să vedem ce vedete de la Hollywood au suferit tulburări psihice de-a lungul timpului. Timpul pasă lent. Până se devină cunoscută datorită cărților din seria Harry Potter, autoarea J.K. Rowling era o mamă divorțată, fără niciun ban. Aceste două evenimente au avut un impact major asupra ei, iar rezultatul a fost depresia clinică. Actorul britanic Hugh Laurie, care a cucerit întreaga lume cu rolul interpretat în serialul Dr. House, a suferit mult timp de o depresie profundă și periculoasă. Cu doar câțiva ani înainte să îl joace pe genialul medic, stările sale emoționale erau atât de întunecate încât îl copleșeau. Avea perioade lungi în care nici măcar nu ieșea din casă. Până și actorul Jim Carrey, pe care toți îl știm ca fiind unul dintre cei mai mari comedianți de la Hollywood, s-a confruntat cu o depresie majoră pentru o perioadă semnificativă din viața sa. La un moment dat, boala lui a devenit atât de severă încât toți cei din jurul său și-au pierdut speranța că actorul se va vindeca. Jim a căutat ajutor specializat și a urmat un tratament medicamentos pentru a se face bine. Probabil că este greu de crezut, însă și prințesa Diana a fost depresivă. Lady Di a trecut prin depresie postnatală, bulimie și răni autoprovocate, toate pentru că nu avea cu cine să vorbească și nu a știut cum să ceară ajutor. Miley Cyrus a recunoscut că a suferit de anxietate și depresie după ce s-a despărțit de fostul ei logodnic, Liam Hemsworth. Cântăreața s-a încuiat în propriul dormitor din cauza depresiei la doar 23 de ani, ceea ce l-a determinat pe tatăl său să spargă ușa. Acum Miley s-a vindecat și încearcă să le dea sfaturi fanilor care se lovesc de astfel de probleme. Și actrița Emma Thompson, câștigătoarea unui premiu Oscar, a avut o perioadă întunecată. Ea a declarat că a trecut de mai multe ori prin depresie din pricina divorțului, dar a reușit să depășească acele clipe cumplite.